Multă pace și Domnul să o binecuvânteze la această nouă emisiune Creștin la timpul prezent. Tema de astăzi este legată de Psalmul 23. Cunoașterea lui Dumnezeu în Psalmul 23. Este un psalm care e foarte cunoscut. Dar din perspectiva cunoașterii lui Dumnezeu, psalmul poate fi împărțit în două mari părți. În prima parte, psalmistul vorbește despre Dumnezeu la persoana a treia. El mă paște în pășuni verzi, Domnul este păstorul meu, deci este această adresare, această cunoaștere, acest mod de a te relaționa persoana a treia. Dar se întâmplă ceva, se schimbă psalmul 23, și psalmistul se adresează la persoana a doua. Tu ești cu mine, tu mă întinzi masa în fața protivnicilor mei. De ce? În psalmul 23, în prima parte, este această adresare la persoana a treia. Și în a doua parte a psalmului 23 este această adresare la persoana a doua. Ce face diferența? Diferența este determinată de intimitatea cu Dumnezeu, de cunoașterea lui Dumnezeu. Psalmul 23 de la versetul 1 la versetul 3, din perspectiva cunoașterii și a relației cu Dumnezeu, psalmistul se adresează lui Dumnezeu la persoana a treia. De la versetul 4 până la versetul 5, vedem adresarea la persoana a doua și versetul 6 este o concluzie. Hai să analizăm cele două părți. Domnul este păstorul meu. David îl cunoaște pe Domnul ca și un păstor. Un păstor personal. Domnul nu este un păstor doar la general pentru națiune, ci este un păstor care te poți relaționa personal. Este păstorul meu, este această declarație, această încredere. Eu am un păstor, este Domnul din ceruri. Cineva veghează asupra mea, nu sunt singur. Fiindcă El este păstorul meu, eu nu voi duce lipsă de nimic. Deci El mă păstorește, indiferent de circumstanțe, indiferent de zonă geografică, indiferent de timp, indiferent de orice. Acest păstor nu depinde de circumstanțe istorice, geografice. Domnul este păstorul meu și datorită Lui nu voi duce lipsă de nimic. Adică se vede purtarea de grijă a acestui păstor. Versetul 2 este subliniată această adresare la persoana a treia. El mă paște în pășuni verzi. Cine? Domnul. El mă paște. Deci este o declarație despre Domnul. Pășunile în care te duce păstorul cel bun sunt pășuni ale vieții. Nu sunt pășuni negre, pășuni ale morții. Nu sunt pășuni absurde. Sunt pășuni ale vieții și bucuriei. El știe unde să te ducă. El alege aceste pășuni. Vorbim foarte mult despre liberul arbitru. Fac ce vreau. Da, există un liber arbitru. Dar atunci când proclam că Domnul este păstorul meu, tu trebuie să te lași dus de acest păstor la pășune verzi. Trebuie să accepți suveranitatea lui asupra ta, ca să aleagă el acele pășuni verzi. El știe cel mai bine unde este locul unde poți să crești. El știe cel mai bine care sunt pășuni de verzi care aduc bucurie pentru tine. De aceea, noi trebuie să ne uităm spre păstorul Dumnezeu și să acceptăm dreptul Lui de a ne conduce. Să acceptăm dreptul Lui. Nu poți să zici, Domnul este păstorul meu și mă duc în ce pășuni vreau eu. Din moment ce accepți că El este păstorul tău, trebuie să accepți
autoritatea lui să aleagă el pășunile pentru tine. El mă duce la ape de odihnă. Această idee reiese. Apele de odihnă. La fel. Dacă tu zici că el este păstorul meu, el alege apele de odihnă. El te duce la apele de odihnă. Avem nevoie de odihnă. Odihnă lăuntrică. Odihnă a trupului. Odihnă psihică. Odihnă sufletească. El alege. Păstorul alege apele de odihnă. Și el, de multe ori, cum alege păstorul Dumnezeu apele de odihnă, nici nu ne gândim. Foarte important să ne lăsăm în mâna acestui păstor. Este foarte important să depindem de el, să fie o prioritate, conducerea lui, supunerea față de conducerea lui, ascultarea față de supunerea lui. Continuă această prezentare la persoana a treia lui Dumnezeu, această cunoaștere a lui Dumnezeu din perspectiva aceasta. Îmi înviorează sufletul. Cine? Așa cum trăim într-o lume materială și omul are nevoie de hrană, are nevoie de înviorare, de apă, de hrană, așa și sufletul, ceea ce este parte din noi, din om, are nevoie de înviorare, are nevoie de viață. Și cel care înviorează sufletul este cel ce l-a dat, este Dumnezeu. El este singurul care poate, prin Duhul Său cel Sfânt, să învioreze sufletul omului. Omul își găsește înviorarea numai prin harul desăvârșit al lui Dumnezeu, revărsat peste el. El îmi înviorează sufletul în fiecare vreme, în fiecare situație și totdeauna este singurul care înviorează sufletul, pentru că el l-a dat și el se îngrijește de el. Personal, sufletul meu este înviorat atunci când mă rog. Am găsit de multe ori ajutor, poate și la oameni, însă înviorarea pe care doar Dumnezeu mi-o poate oferi, doar El este Cel care îmi înviorează sufletul atunci când stau și vorbesc cu El, comunic cu El prin rugăciune în fiecare zi. Ce îmi înviorează inima? Probabil că tuturor inima ne este înveselită, înviorată de veștile bune, așa cum spune și Scriptura, dar dacă o iau personal, pot să spun că Cuvântul lui Dumnezeu este lucrul care îmi înviorează inima. Mă simt bine atunci când citesc Cuvântul lui Dumnezeu și când descoper lucruri noi din Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care ne vorbește fiecăruia și ne transmite lucruri noi atunci când suntem atenți la ceea ce spune El. Cred că orice cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu îmi înviorează inima. Păstorul meu, îmi înviorează sufletul meu. Este păstorul meu care are grijă de sufletul meu. Nu are grijă doar de trupul meu să mă ducă în pășuni verzi. Nu are grijă doar de trupul meu să mă ducă la ape de odihnă. Păstorul are grijă și de trup și de suflet. Versetul 2 a prezentat această grijă a păstorului față de trup. Mulți nici nu consideră că este important trupul pentru un creștin, că Domnul se îngrijește doar de suflet. Versetul 2 contrazice această limitare a lui Dumnezeu, că Domnul îi pasă doar de sufletul nostru. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Are de-a face din perspectiva păstorului și atunci urmea are de-a face cu fizicul. Urmează versetul 3, partea spirituală. Deci are grijă de trup, dar are grijă păstorul meu și de sufletul meu. Mă înviorează sufletul. Deci nu vrea ca sufletul meu să fie suflet ofilit. Suflet mereu întristat, un suflet mereu plin de amărăciune. Are grijă de trupul meu, dar are grijă și de sufletul meu. El știe cum să mă învioreze sufletul. Nimeni nu cunoaște atât de bine cum funcționează sufletul meu. Cel mai bine cunoaște Dumnezeu funcționarea aceasta a sufletului. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a făcut. Dumnezeu ne-a făcut ființe care au suflet. În Geneza, acolo unde prezintă cuvântul lui Dumnezeu, cum am fost făcuți, spune următoarele în Geneza 1:26. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate tărătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu, citim în Geneza 2, versetul 7, Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, deci vedem partea materială, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Deci păstorul, Dumnezeu, poartă de grijă trupului, versetul 2, și poartă de grijă sufletului, versetul 3. Mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. El, din nou la persoana a treia. Nu datorită meritelor personale, ci datorită numelui său. Avem nevoie de călăuzire. Călăuzirea este o problemă a sufletului, este o problemă a lăuntrului nostru. Și avem călăuzirea pe cărări drepte. Nu vrem pe cărări înșurătoare, nu vrem pe cărări strâmbe. În această purtare de grijă a Domnului, a păstorului Dumnezeu, este în prim plan întreaga noastră ființă, și trupul și sufletul. Se schimbă însă atitudinea, cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă în prima parte a Psalmului 23 se adresează lui Dumnezeu la persoana a treia, El face lucrurile, Domnul este, pe la mijlocul Psalmului 23 este marea schimbare, trece de la persoana a treia la persoana a doua. Ceva se întâmplă. Noi nu ne permitem să vorbim la persoana a doua cu oricine. De unde această schimbare? Cum a ajuns să treacă de la persoana a treia la persoana a doua? Ce s-a întâmplat în prezentarea Psalmului 23? Versetul 4 face această schimbare. Se schimbă gramatica Psalmului 23. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Nu spune El este cu mine, ci Tu ești cu mine. Ce s-a întâmplat? În valea umbrei morții, te cunoști pe tine și îl cunoști pe Dumnezeu, cum nu l-ai cunoscut înainte. Valea umbrei morții este și valea întunericului. De ce te lasă Dumnezeu, te-ai întrebat vreodată, în valea umbrei morții și în valea întunericului? Experiența psalmistului în Psalmul 23 este această schimbare, această intimitate în cunoașterea lui Dumnezeu, această exprimare la distanță. El mă paște în pășuni verzi, El mă duce la ape de odihnă. Dintr-o dată în valea umbrei morții nu mai vorbești El, ci vorbești tu. În relația ta cu Dumnezeu vorbești la persoana a doua. În valea umbrei morții nu mă tem de niciun lucru, și Tu ești cu mine. Este marea schimbare de la o cunoaștere distantă a lui Dumnezeu la o cunoaștere intimă a lui Dumnezeu. Tu ești cu mine în valea umbrei morții. De aceea nu mă tem de niciun rău. De aceea nu tremur de niciun rău. De aceea în gândirea mea nu sunt dominat de niciun rău. Pentru că Tu ești cu mine. Prezența Ta este capitalul meu cel mai de preț. Datorită prezenței Tale, eu nu mai vorbesc la persoana a treia, nu zic El, ci zic Tu. În valea umbrei morții s-a făcut mare schimbare. În valea umbrei morții, în valea întunericului, cunoașterea psalmistului trece de la cunoașterea distantă la cunoașterea intimă. Toiagul și noia ta mă mângâie. Nu spune El mă mângâie cu toiagul și noia lui, ci tot la persoana a doua spune toiagul și noia ta mă mângâie. Cunoașterea lui Dumnezeu include și această disciplinare a lui Dumnezeu, această orientare a lui Dumnezeu prin toiac și prin noia lui. Nu este orientare, nu este o disciplinare bazată pe ură, ci este bazată pe iubire. Fiindcă păstorul Dumnezeu mă iubește, de aceea îmi orientează viața, are grijă de mine. Toiagul și noia lui Dumnezeu sunt unelte ale iubirii lui Dumnezeu. Toiagul și noia lui Dumnezeu sunt unelte ale binecuvântării vieții mele. Continuă această cunoaștere a lui Dumnezeu. Vorbim de Psalmul 23 și cunoașterea lui Dumnezeu. Tu mă întinzi masa în fața protivnicilor mei. Nu spune El îmi întinde masa în fața protivnicilor mei, ci din nou este această persoană a doua pe care autorul Psalmului 23 prezintă. Tu mă întinzi masa în fața protivnicilor mei. Nu zice El îmi prezintă. Masa înseamnă banchetul, înseamnă binecuvântarea, înseamnă trăirea cotidiană. Chiar dacă am protivnici, dar Tu ai grijă de masa mea. Tu ai grijă de bucuria mea cotidiană. Tu ai grijă de banchetul vieții mele.
În fața protivnicilor mei, tu îmi întinzi masa, îmi ungi capul cu un de lemn, tot la persoana a doua este. Pentru turmele din Orient, din vremea aceea, ungerea capului cu un de lemn pentru fiecare oaie nu era un act, nu era un ritual de cult, ci era o practică pentru tămăduirea oii. Ungerea capului cu un de lemn însemna pentru oaia care venea seara și a avut diferite răni. Însemna o practică de tămăduire. Păstorul cel bun munge capul cu un de lemn. Aici putem extinde ideea. Păstorul cel bun este preocupat și de gândurile mele. Păstorul cel bun este preocupat și de deciziile mele. Gândurile mele și deciziile mele pot fi alterate. Au nevoie de tămăduire. Așa cum trupul are nevoie de tămăduire, gândurile au nevoie de tămăduire. Pot fi gânduri bolnave. Așa cum poți să ai trup bolnav, poți să ai și gândire bolnavă. Păstorul cel bun îmi unge capul cu un de lemn. Păstorul cel bun este interesat de deciziile mele. Păstorul cel bun este interesat de gândurile mele. Nu-mi spune, munge piciorul cu un de lemn. Pentru că cel mai important lucru pentru oaie era capul. Uneori anumite insecte pătrundeau în urechea oi și doar prin această ungere cu un de lemn, efectul negativ putea fi limitat, putea fi redus. Și paharul meu este plin de dă peste el. Păstorul meu și paharul meu este plin de dă peste el. De ce este paharul plin de dă peste el? Pentru că păstorul meu îmi umple acest pahar. Deci nu este interesat doar de ungerea capului cu un de lemn. Poate cea mai neglijată lucrarea păstorului, când se prezintă Psalmul 23, este prezentarea aceasta paharului. Paharul meu este plin de dă peste el. Este interesat de paharul meu. Este interesat de conținutul vieții mele. Conținutul integral al vieții mele. El mă poate umple. El poate să-ți dea împlinire în viață. Poate să-ți dea izbăvire în viață. În psalm avem și acest concept de paharul izbăvirilor. Dumnezeu să ne dea ca și paharul nostru să fie plin de dă peste el. Paharul izbăvirilor să fie plin. Însă trebuie să umplem acest pahar, să fie și un pahar al mulțumirilor. Aceste mulțumiri depind de noi, de fiecare dintre noi. Este paharul tău plin de dă peste el? Tu știi că păstorul Dumnezeu este interesat și de paharul vieții tale, este interesat și de conținutul vieții tale. Nu este interesat doar de duminicile tale, este interesat de fiecare zi din viața ta. Să recapitulăm. Psalmul 23 din perspectiva cunoașterii lui Dumnezeu. Primele trei versete vedem această cunoaștere lui Dumnezeu, o cunoaștere distantă. Se vorbește la persoana a treia, singular, el. În pași, timp, și invers. El. Acțiunile le face el, păstorul Dumnezeu. Dar în versetul 4 și 5 se vorbește la persoana a doua, singular. Tu ești cu mine. Toiagul și noia ta mă mângâie. Tu mă întinzi masa în fața protivnicilor mei și mungi capul cu un de lemn și palul meu este plin de peste el. De ce nu există o linearitate în prezentarea lui Dumnezeu? De ce nu este această cunoaștere distantă? De ce nu în psalmul 23 tot psalmul să vorbească la persoana a treia? El. De ce la mijlocul psalmului psalmistul vorbește cu tu? Să te adresezi lui Dumnezeu cu tu? Înseamnă că trebuie să ai o cunoaștere intimă. Numai cunoaștere intimă îți permite să-i zici lui Dumnezeu tu. Această schimbare de la persoana a treia la persoana a doua se petrece în Valea Umbrei Morții. Doar prezentând Valea Umbrei Morții se prezintă și schimbarea. Chiar dacă ar fi să umplu prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun rău că și tu ești cu mine. Acolo, de la cunoașterea distantă, se trece la cunoașterea intimă. De aceea lasă Dumnezeu în viețile noastre Valea Umbrei Morții și a Întunericului, ca să-L cunoaștem pe El, să-L căutăm pe El. Să ne dăm seama cine suntem noi cu adevărat. Concluzia la psalmul
23 este în versetul 6. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Dumnezeu nu vrea ca să fie vreo zi în care să nu avem fericire și îndurare. În toate zilele vieții noastre, că sunt zile bune sau rele, că sunt zile plăcute sau neplăcute, că sunt zile prin care treci prin Valea Umbrei Morții sau treci prin pășuni verzi. Când vorbește de pășuni verzi, vorbește despre Dumnezeu la persoana a treia. Dar când vorbește Valea Umbrei Morții, vorbește de Dumnezeu la persoana a doua. Înseamnă că în Valea Umbrei Morții, mai mult decât în pășunile verzi, ai șansa să-L cunoști pe Dumnezeu și să devină o cunoaștere intimă. Indiferent prin ce zile treci, Dumnezeu vrea să-ți dea fericire și îndurare. Fiecare zi a vieții tale să scrie fericire și îndurare. Și modul cum se termină Psalmul 23, se vede în expresia finală. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Această apropiere, această rămânere în casa Domnului până la sfârșitul zilelor arată că nu doar în pășunile verzi te vrea Domnul, ci Domnul te vrea și în casa Lui. Nu doar în Valea Umbrei Morții te vrea, ci te vrea și în casa Domnului. Deci, dincolo de pășunile verzi unde te duce Domnul, dincolo de apele de odihnă unde te duce Domnul, dincolo de cărele drepte pe unde te duce Domnul, dincolo de Valea Umbrei Morții unde Domnul este cu tine, este un loc unde Domnul te vrea, în casa Lui. Și până la sfârșitul zilelor tale. Pentru că în casa Lui vrea și acolo să fie păstorul tău. Și cunoașterea distantă în care vorbești doar la persoana a treia, El, să devină o cunoaștere intimă. Este casa Domnului meu. Dragii mei, Psalmul 23 este pentru noi un psalm atât de actual. Și trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, intim. Și dacă în suveranitatea Lui ne trece prin Valea Umbrei Morții, să fie ocazie în care îl cunoaștem intim pe El și să rămânem cu această cunoaștere intimă. Nu doar El, ci să spunem și Tu. Tu ești cu mine, Doamne. Și să rămânem la această cunoaștere intimă. Dumnezeu să ne ajute să-L cunoaștem pe El tot mai mult și pe Domnul Iisus Hristos. Și închei cu aceste cuvinte dorința Apostolului Pavel, care spunea despre Domnul Iisus să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui să mă fac asemenea cu suferințele Lui. Dumnezeu să ne dea o cunoaștere adâncă a Lui Dumnezeu și a Fiului Său Iisus Hristos. Amin.